Fraților și părinților, astăzi este ziua de naștere a Sfântului Ioan Botezătorul, cel pe care Mântuitorul laudă că nimeni din cei născuți din femeie nu a fost mai mare decât Sfântul Ioan. De ce? Din două pricini. Deoarece prin Sfântul Ioan Botezătorul s-a împlinit ceea ce spune Isaia prorocul, care spune: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Acesta a fost glasul celui ce strigă în pustie și a deschis calea Domnului prin propovăduirea sa. Înainte, mergătorul Hristos nu poate să fie mai mic decât altcineva, decât însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Dumnezeu omul. Și a doua pricină este aceea că în toată istoria neamului omenesc, Sfântul Ioan Botezătorul a fost dobândit deopotrivă cu Măicuța Domnului, prin rugăciune și post, cum nimeni până atunci nu s-a mai rugat și n-a mai postit și nici după ei nu s-a mai întâmplat. Atât de mult s-au rugat, atât de mult au postit, atât de mult s-au curățit pe sine părinții Sfântului Ioan Botezătorul și părinții Maicii Domnului, încât la momentul zămislirii pruncilor erau aproape fără de prihană, curățiți, nepătimași, la cunoașterea lui Dumnezeu prin lucrarea Harului Său. Căci și prin Sfânta Elisabeta și prin Sfânta Ana s-a împlinit ceea ce mai înainte fusese prorocit de către Sfinții Proroci. Știm din Sfânta Evanghelie de la Luca, care în mod evident i-a fost dictată de către, cel puțin primele capitole, i-a fost dictată de către Maica Domnului. Maica Domnului și Sfânta Elisabeta erau rudenii după trup și amândouă au dobândit de la Dumnezeu darul acesta prin vestirea îngerului. Maicii Domnului s-a arătat Sfântul Arhanghel Gavril, Sfântului Zaharia în templu, tot Sfântul Arhanghel a venit să-i binevestească nașterea. Maica Domnului nu s-a îndoit, iar aici în Evanghelia de la Luca vedem o mică clipă de îndoială la Sfântul Zaharia, motiv pentru care și primește canonul să nu mai poată grăi până la nașterea pruncului. Dar această muțenie a fost dată nu degeaba, ci ca un chip în legea cea nouă a legii celei vechi. Pentru că și Sfântul proroc Moisi, când a primit de la Dumnezeu legea Harului, a încetat să mai grăiască, s-a retras în pustie și 40 de zile a postit și 40 de nopți a postit și s-a rugat în tăcere și în liniște. Tot așa, în tăcere și liniște, trebuia să primească Sfântul Zaharia acest dar dumnezeiesc al Sfântului Ioan Botezătorul. Și mai departe, avem în Evanghelia de la Luca minunea zămislirii pruncului, avem și faptul că tot prin minune s-a dezlegat limba Sfântului Zaharia, când el a scris pe tăbliță cumva să se cheme pruncul, adică Ioan. Aceasta este foarte important, pentru că vedeți cât de important este numele. Deci numele acesta, care înseamnă Ioan, adică darul lui Dumnezeu, a dezlegat limba prorocului. Numele copiilor sunt o mare binecuvântare pentru copii. De aceea este foarte înțelept ca părinții să dea un singur nume copilului. Să-i pună un sfânt protector pe care copilul să-l urmeze și la rugăciunile căruia să alerge toată viața ca să-și dobândească mântuirea sa. Așadar, nume de sfinți și un singur nume. Deci, un singur naș, un singur nume, iar nașul are mai mare putere înaintea Dumnezeu decât părinții. Deoarece el este părinte spiritual, părinte duhovnicesc. Dacă părinții sunt părinți după trup, nașul trebuie să se îngrijească de mântuirea copilului. Nașul își pune sufletul înaintea Dumnezeu că acel prunc care se botează se va mântui și va merge pe cărarea împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Dar asta nu o face doar la botez. Nașul trebuie să aibă grijă de această făgăduință pe care o face toată viața sa și să se îngrijească de mântuirea copiilor, a finilor pe care îi aduce înaintea Dumnezeu. Nu li se cere de la naș să dea bani, să vină cu daruri, să se îngrijească de bunăstarea materială. Asta e treaba părinților cei după trup. Treaba nașului, treaba părintelui duhovnicesc, este să se îngrijească de mântuirea finului său, a copilului său duhovnicesc. Și acum am să vă spun câteva cuvinte despre viața monahală pe care Sfântul Ioan Botezătorul a întemeiat-o mai mult decât alții. Pentru că și înainte de el au fost sfinți proroci, cum este Sfântul proroc Ilie, care n-au fost însurați, au trăit și ei viață de pustie, s-au rugat neîncetat, dar mai mult decât aceștia, Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului ne-a deschis calea către împărăție. Sfântul Ioan
este exemplul monahului desăvârșit. Probabil că vă așteptați să spunem aici la Petru Vodă, unde se spun mai multe lucruri decât se grăiesc în alte părți, câte ceva despre nebunia care a cuprins întreaga lume în ultimele 3 luni de zile, sau 4 chiar, cu virusul acesta. Spunem doar atât, că această nebunie nu are atât de mare importanță față de viața noastră în Dumnezeu. Această nebunie a fost creată cu un singur scop, să zguduie credința oamenilor, să-i depărteze de Dumnezeu. Toate soluțiile și toate metodele și toate găselnițele de a scăpa și de a găsi o cale intermediară, nu-i așa, de mijloc, hai să nu ne certăm nici cu unii și să fim și bine plăcuți cu Dumnezeu, să știți că nu au rost și nu au sorți de izbândă în veacul acesta. De ce vă spun aceasta? Pentru că uitați-vă că ne-au închis cimitirele. Și a nu lăsa oamenii să meargă la morminte, să-și plângă morții lor, este nimic altceva decât a tăia legătura cu cei care au pus sămânța binelui în viața lor. A nu lăsa oamenii să vină la Sfânta Împărtășanie și a începe să defaimeze toată rânduiala bisericii, că cu o linguriță, cu 300 de lingurițe, mai știu eu ce, este iarăși același lucru. Al despărți pe om în modul cel mai concret și mai practic de Hristos. Pentru că prin Sfintele Taine avem nădejdea mântuirii. Pentru că Domnul a spus, adevărat, vă zic, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, va avea viață și la judecată nu va veni. Și aceasta este credința bisericii care s-a verificat de atâtea ori. Oricine se împărtășește, se duce direct la Hristos și scapă de judecata aceea înfricoșată. Aceasta este miza. Să ne așteptăm de la prigonitorii creștinismului și ai bisericii să caute soluții ca să vă depărteze pe dumneavoastră și pe noi de Hristos și de Sfânta Lui Dumnezeu Biserică. Iar soluția ieșirii din această nebunie este una singură, moartea. Și aici sunt două morți. Este o moarte rușinoasă sau o moarte fericită. Moartea fericită este aceea a merge pentru Hristos la moarte. Fiecare să se gândească foarte bine în sine ce are de făcut și cum își va așterne viața de acum înainte. Pentru că, iată, ei înșiși spun că va dura această nebunie încă 2 ani de zile de aici încolo. Nu noi am spus asta. Ei vă zic. Deci pregătiți-vă cu mare luare aminte să nu cumva, prin vreo neluare aminte, printr-o încercare de compromis, printr-o lipsă a lui Hristos, a rugăciunii, a pocăinței din inimile noastre, printr-o lipsă a Sfintelor Taine, să cădem de la Dumnezeu și să ne rătăcim. Și am să mă întorc la Sfântul Ioan Botezător, care ne-a deschis această cale și care, după o viață petrecută în pustie, din frage de copilărie, a rostit un cuvânt. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor! Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu! Ce este acest cuvânt, pocăiți-vă? Iată, sectanții de azi și de ieri și din totdeauna socotesc că cuvântul pocăință înseamnă a te lepăda de Biserica Ortodoxă și de toată viața pe care ai dus-o, părându-ți-se că ești ortodox, și a venit la ei. Pentru că nu e așa? În momentul în care te lepezi de Hristos pentru a te duce la un diavol, toți ceilalți diavoli care te-au chinuit până atunci și încercau să te depărteze de Hristos, încetează să mai lucreze. Toate aceste păcate aduse de duhurile necurate în luptă cu sufletul omului, își încetează lucrarea atunci când vine Duhul apostaziei, Duhul lepădării de Hristos. Pentru că Hristos este în Sfintele sale Taine, este în Biserica Ortodoxă. Aghiazma se sfințește doar la ortodoxi. Mergeți la Vatican, chemați-l pe papă și pe sutele de cardinali și de episcopi ai săi, adunați-l la un loc și cereți-le să facă o aghiazmă. Nu vor putea. Deci nu mai rătăciți aiurea. Doar în Biserica Ortodoxă există Sfintele Taine. Puterea pocăinței ce înseamnă? Puterea pocăinței înseamnă părerea de rău pentru viața de păcat și nădejdea la bunătățile cele viitoare. Aceasta este pocăință. Bunătățile cele viitoare, dacă oftăm după acestea, Dumnezeu șterge din mintea noastră toate celelalte ispite. Ia uitați ce spune Sfânt Maxim Mărturisitorul. Câtă vreme mintea noastră este încă tulburată de păcat, încă n-am primit iertarea Lui, fiindcă nu am făcut roade vrednice de pocăință. Și roada căinței este nepătimirea sufletului.
Iar nepătimirea înseamnă ștergerea păcatului. Așadar, știu că Dumnezeu mi-a iertat păcatul când El nu se mai luptă și nu mă mai împinge spre repetarea acelui păcat. Cu toate acestea și afectele, ce sunt afectele? Sunt aceste părți ale sufletului nostru, este puterea de a iubi, este puterea de a se mânia și este puterea de a voi. Acestea sunt afectele și ele trebuie folosite spre mântuire. De aceea Sfântul Maxim spune că acestea devin bune în cei ce se străduiesc. Și când anume devin? Atunci când, desfăcându-le cu înțelepciune de lucrurile trupești, când începem să nu mai iubim mâncările și desfătările de sub pântece, când începem să nu mai iubim banii, frumusețea lumească, înălțarea în tot felul de ranguri, când începem să nu ne mai mâniem împotriva aproapelui, ci să ne mâniem împotriva păcatului, când începem să dorim nu cele trecătoare și pieritoare, ci începem să ne dorim cele veșnice despre care am și pomenit, ei, atunci le-am desfăcut pe acestea de lucrurile trupești. Și începem să le folosim spre câștigarea bunurilor cerești. De pildă, zice Sfântul Maxim, pofta o pot preface în mișcarea unui dor duhovnicesc după cele dumnezeiești. Plăcerea să o schimbăm în bucuria curată pentru împreună lucrarea de bunăvoie a minții cu darurile dumnezeiești. Să ne dorim și noi să căpătăm de la Dumnezeu pace și tihnă în sufletul nostru. Frica poate fi schimbată în grija de a ocoli osânda viitoare de pe urma păcatelor. Când începem să ne temem mai mult de răspunsul la înfricoșata judecată, decât de toate lucrurile cu care vor ăștia de la televizor să ne sperie, atunci am scăpat de frică. Iar întristarea se schimbă prin pocăința care aduce îndreptarea de pe urma păcatului din vremea de aici. Vedeți, există în lumea modernă această chestiune, depresia. Această depresie se numește la Sfinții Părinți întristare sau mâhnire și poate fi scoasă afară prin pocăința care aduce îndreptare. Și mai spune Sfântul Maxim că există două feluri de frici. Este o frică rea și o frică binecuvântată. Frica ce se naște din așteptarea pedepsei pentru greșeli, având drept pricină a nașterii sale păcatul, întrucât nu este curată, foarte mare atenție aici, nu va rămâne pentru totdeauna, ci va dispărea împreună cu păcatul prin pocăință. Deci dacă ne temem și începe să se zguduie sufletul nostru în rugăciunile noastre personale, reflexii ale depresiei în viața duhovnicească, să știți că aceasta va înceta atunci când prin pocăință vor dispărea pricinile păcatului din sufletul nostru. Iar temerea curată, care este frica lui Dumnezeu, adică frica de a fi depărtat de Dumnezeu. Că cel care îl are pe Dumnezeu, are harul lui Dumnezeu în suflet. Și cel care are harul, de un singur lucru se teme, să nu-l piardă. Aceasta este frica lui Dumnezeu. Și aceasta este temerea cea curată. Și iar aceasta rămâne pururea și niciodată nu se șterge după cuvântul psalmistului. Frica Domnului curată rămâne în veacul veacului. La unii, spune Sfântul Maxim, harul devine pocăință ca înainte mergător al dreptății viitoare. La alții devine virtute sau faptă bună, ca pregătitor al cunoștinței așteptate, iar la alții devine cunoștință ca icoana viitoare a darului pe care Dumnezeu îl pregătește de a petrece împreună cu El și de a vorbi cu El neîncetat și de a-L vedea față către față. Sfântul Isaac Siru, un contemporan al Sfântului Maxim Mărturisitorul, lucrurile sunt chiar mai directe. Iată ce zice un părinte care a șternut câteva rânduri în cartea aceasta a Sfântului Isaac. Cel ce nu a putut să se liniștească, nu a putut nici să se căiască, nici să cunoască ce este pocăința, care este, atenție, ascultarea către cei ce au poruncit aceasta, adică îndeletniciți-vă și cunoașteți, zice în Psalmul 45. Opriți-vă și cunoașteți. Stăruiți puțin. Stați puțin și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Deci când ajungem la acest cuvânt, să ne oprim și să cunoaștem cine este Cel ce ne grăiește. Să-L cunoaștem, să ne aducem aminte de Dumnezeu. Nu doar să ne facem pravila pur și simplu, să luăm aminte la cuvintele insuflate de Duhul Sfânt din aceste rugăciuni. Sfântul Isaac spune, când vei cerca bine lucrul fricii lui Dumnezeu, când îl vei testa,
atunci afli că aceasta este pocăința și cunoștința cea duhovnicească. Deci în frica lui Dumnezeu, în frica de a nu pierde harul, se ascunde și pocăința și cunoștința cea duhovnicească a celor ascunse. Cel ce iubește vorbirea împreună cu Hristos, iubește să trăiască singuratic. Și vedeți, Sfântul Ioan Botezătorul, cum a trăit pusnicește toată viața sa. Veneau oamenii din toată lumea ca să-l audă propovăduind botezul pocăinței și să le aducă un pic de tihnă și un pic de liniște în sufletul său. Nici nu interesa că-i mustră. Că dacă citim cu atenție prin Evanghelie, o să vedem că le spunea: vai vouă, pui de vipere, șerpi, năpârci, le spunea fariseilor. Lui Irod, care până la urmă i-a tăiat capul, pe acesta îl mustra că nu îi se cuvine lui să trăiască cu femeia fratelui său, care era în închisoare prin alte părți. Și Irod, zice Evanghelia, cu plăcere îl asculta. Cum poate cineva să te mustre și tu cu plăcere să-l asculți? Iată, am trăit aceasta cu Părintele Iustin și cu ceilalți duhovnici mari pe care i-am avut. Pentru că mustrarea lor n-a fost o mustrare din răutate, ci a fost o mustrare cu totul părintească, o mustrare cu dragoste. Zice Sfântul Isaac, cel ce iubește vorbirea împreună cu Hristos, iubește să se facă, să trăiască singur. Iată și Mântuitorul le-a dat pildă Sfinților Apostoli când le-a spus, depărtați-vă. Și ei s-au dus cu corabia și el s-a dus într-un loc singur să se roage. Iar cel ce iubește a fi lăsat împreună cu cei mulți, acesta este prieten al lumii acestea. Dacă iubești pocăința, iubește și liniștea. Din aceasta să știm că atunci când suntem foarte însetați de a fi împreună cu alți oameni, lucru firesc, comunicarea, socializarea este un lucru foarte firesc, este al firii. Dar când nu putem fără aceasta, să știm că avem o problemă. Iar această problemă este lipsa experienței pocăinței. De ce? Deoarece spune tot Sfântul Isaac că afară de liniște nu se săvârșește pocăința. Cum ar trebui să se săvârșească pocăința? Tot el ne învață. Zice, se cuvine să cunoaștem noi, în tot ceasul, că în aceste 24 de ceasuri ale nopții și ale zilei avem trebuință de pocăință. Iar înțelegerea numelui pocăinței, precum am cunoscut din chipul cel adevărat al lucrurilor, adică din experiență, aceasta este. Cerere întinsă în tot ceasul. Către cine? Către Dumnezeu. Cu rugăciune. Cum? Cu rugăciune plină de umilință, care se apropie de Dumnezeu pentru iertarea celor trecute și întristare pentru păzirea celor ce vor să fie, adică pentru bunătățile veacului celui viitor. Că de aceea și Domnul nostru, într-o rugăciune, am bărbătat neputința noastră zicând, deșteptați-vă, privegheați și rugați-vă ca să nu intrați într-o ispită. Și vă rugați și nu vă leneviți și fiți deștepți în toată vremea și rugându-vă cereți și veți lua, căutați și veți afla, bateți și se va deschide vouă. Tot cel ce cere ia și cel ce caută află și celui ce bate îi se va deschide. Cum să batem? Odată pe săptămână când venim la biserică? Odată la 40 de zile sau eu știu în cele 4 posturi când mergem la spovedanie? Nu. Ci în fiecare zi. Și în fiecare zi cum? Doar dimineața când ne trezim și seara când ne culcăm? Nu. Ci în tot timpul să încercăm să ținem mintea noastră lipită de Dumnezeu. Și dacă vom face aceasta, va veni și ajutorul Dumnezeu în absolut tot ceea ce facem. O să vedem binecuvântarea Dumnezeu. Pentru că El însuși a spus cu prea sfânta sa gură. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea, adică ale lumii acestea, se vor adăuga vouă. Dacă toți suntem păcătoși și nu este niciunul mai înalt decât ispitele, atunci niciuna din faptele bune nu este mai înaltă decât pocăința. Că nici nu poate lucrul ei să se desăvârșească vreodată. Se cuvine aceasta, adică pocăința, tuturor păcătoșilor și drepților. Și nu este un hotar al desăvârșirii ei, căci desăvârșirea celor desăvârșiți cu adevărat este nedesăvârșită. De ce? Deoarece și drepții, oricât de desăvârșiți ar fi ei, au nevoie de pocăință. Și să ne aducem aminte de sfinții din paterii care spuneau, mai lăsați-mă un pic să mă pocăiesc, spuneau pe patul de moarte. Ei fiind desăvârșiți, fiind ca focul de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Deci, fraților, să punem acest gând în mintea noastră și să învățăm de la Sfântul Vasile cel Mare cum să ne rugăm. Când ne așezăm la rugăciune, când începem să ne rugăm, primul lucru pe care să-l facem este să cerem
Domnului să ne ierte păcatele. Al doilea, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a primit să-i aducem această rugăciune. Și cu adevărat, se cuvine să-i aducem slavă lui Dumnezeu pentru la cât de puțină lume își ține mintea la Dumnezeu și cum nouă ni se dă gândul la aducerea minte de El și pentru toate bunătățile ce ni le-a dat. Al treilea, să cerem să ne descopere voia sa cu noi în fiecare clipă și în fiecare zi. Și al patrulea, dacă mai avem ceva de cerut, să cerem atunci cu smerenie și cu umilință. Pentru că, vedeți, aici este eroarea. Cei mai mulți dintre creștini se duc direct la ultima și spun, Doamne, dă-mi, dar aceasta este o greșeală. Pentru că dacă cerem de la Dumnezeu să fie harul lui Dumnezeu în sufletele noastre, mai departe tot El se îngrijește de ceea ce ne este de folos nouă să primim și să avem. Așadar, acestea patru, încă o dată, pocăința, slavoslovia, voia Domnului și cerere. Și când spun voia Domnului, înseamnă și harul lui Dumnezeu pe care El își dorește ca noi să-L avem în suflet. Ce spune El? Zice, foc am venit să aduc în lume și cât aș vrea să fie aprins. Care este acest foc? Este focul harului. Și dacă nu îl cunoaștem și dacă nu trăim în harul lui Dumnezeu, atunci să știți că nici nădejde de mântuire nu prea avem. Acesta este lucru foarte înfricoșător. De aceea și Sfântul Simeon Stâlnicul din Muntele Minunat, când a insistat la rugăciune să-i descopere Dumnezeu la câți dintre cei care pleacă din lumea aceasta, li se arată îngerul păzitor al Domnului să-i ducă la Dumnezeu, răspunsul pe care l-a primit a fost 1 la 10.000. Și înfricoșat lucru este. Deci, haideți să cerem și noi darul lui Dumnezeu prin pocăință și prin slavoslovie ca să ne numărăm între acei binecuvântați. Și ca păzind poruncile lui Dumnezeu să ne curățim inimile noastre prin lacrimi și pocăință, ca să vedem încă de aici lumina cunoștinței cea dumnezeiască. Și să-L primim pe Hristos rămânând întru noi, ca să facă sufletele noastre vii și să ne numărăm și noi împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul, pe care astăzi îl pomenim, și cu Maica Domnului, și cu Părintele Iustin, și cu toți Sfinții în vecii vecilor. Amin.